Elevii nu vor merge nici mâine la școală. În condițiile în care codul portocaliu de ger a fost prelungit, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 29 și minus 15 grade Celsius, autoritățile locale au decis ca elevii să nu meargă nici mâine la școală. Cursurile pentru învățământul preuniversitar au fost suspendate și astăzi din cauza condițiilor meteo. Potrivit comunicatului de presă al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a hotărât prelungirea perioadei de suspendare a cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Brașov și pentru data de 11 ianuarie 2017, cu posibilitatea prelungirii măsurii în funcție de evoluția stării meteo. Măsura a fost adoptată ca urmare a analizării condițiilor și prognozelor meteo. O situație specială se înregistrează la unitățile de învățământ preuniversitar din localitățile Augustin, Măieru și Vlădeni, unde din cauza unor probleme tehnice apărute nu se poate asigura încălzirea sălilor de clasă. Prefectul Ciprian Băncil a solicitat Inspectoratului Școlar Județean maximă operativitate în transmiterea informării către toate unitățile de învățământ din județ.